Sute de oameni au condus-o joi împietriți de durere pe ultimul drum pe Alina, tânăra de 18 ani omorâtă la Mangalia de cea mai bună prietenă a ei. Rudele și apropiații tinerei au avut însă parte și de momente care cu greu pot fi descrise în cuvinte. Potrivit Vremea Nouă, Alina părea la un moment dat că plânge, pe chipul fetei din Sicriu putând fi observate lacrimi care îi se scurgeau din ochii închiși. Legiștii spun că este vorba despre un fenomen perfect natural, dar oamenii rămân convinși că au avut parte de o minune, iar Alina a plâns la propria înmormântare. Uitați, plânge! Alina plânge cu noi, au spus cei din jurul Sicriului, când au sesizat, înfiorați, că în colțul ochilor copilei din Sicriu se zăresc urme umede, ca ale unor lacrimi. Alina plânge la propria înmormântare, șopteau cu tremurate rudele fetei. Oamenii și-au făcut cruce și au izbucnit în plâns, răscolind o durere și mai profundă. Medicii legiști spun însă că este vorba despre un fenomen normal, iar umezirea din acea zonă face parte dintr-un proces firescan care intră trupurile neînsăflețite. Sergiu nu poate accepta nici acum faptul că iubita lui a fost victima unei crime oribile și că nu mai este printre noi. La înmormântarea ei, sfâșiat de durere, a căzut în fața mormântului tinerei, rămânând acolo preț de câteva minute. Sute de oameni au însoțit-o ieri pe Alina pe ultimul drum, tânăra ucisă la Mangalia de către prietena din copilărie. Înmormântarea a avut loc în satul natal Buda, ea îmbrăcată în rochie de mireasă și iubitul ei purtând în piept floare de mire. Imediat după ce sicriul cu trupul neînsăflețat al Alinei a fost acoperit cu pământ, Sergiu s-a prăbușit în genunchi în fața mormântului, unde a stat vreme de câteva minute. Din fericire, familie și cei dragi îi sunt aproape în tot acest proces de recuperare. Relația mergea perfect, cred că Loredana era invidioasă pe noi. Ea mai spunea, mai bine mă potrivesc eu cu Sergiu decât tu cu el. Ea mă voia, dar eu nici nu mă uitam la dânsa. În noaptea când s-a întâmplat, eu am întrebat-o dacă mai vrea să stăm de vorbă, dar ea mi-a zis că vrea să se odihnească, ca de dimineață să se pornească acasă. Eu trebuia să plec în Germania și a zis că nu mai stă, pentru că cine știe când o să ne mai vedem. Știu că se certase de la nimica toată, de la o pernă și de la o ciocolată, că i-ar fi luat Alina, dar ea nu era genul care să îi ia astfel de lucruri. Loredana era mai agresivă verbal, dar nu o credeam în stare de așa ceva, știam că a fost ajutată foarte mult de Alina. Sunt distrus. A fost sufletul meu și am pierdut-o, aștept să se facă dreptate, a declarat Sergiu, iubitul Alinei, conform Vremea Nouă. Ceva dureros, foarte dureros. Noi o cunoaștem pe fetiță, o cunoaștem, o stat în comună la noi, fată foarte de treabă, foarte cu minte, deșteaptă, retrasă. Durere. Ce-a fi în sufletul părinților care își înmormântează fata la 18 ani? Nu știu. Durere. Le-a sfârșit inima de durere. Să știi că îți duci astăzi copilul pe ultimul drum și ceva... Și ucis în chinuri. A fost chinuită de mic copil și acum alt chin. Numai prin și dureri o trecut ea până și și-a dat suflarea. Foarte greu. Și în sufletul mamei criminal, ce credeți că este? Nu știu, cred că este durere și acolo, știind că copila e după gratii, asta la altă pleacă sus. Dureri în ambele familii, dar aici e mai tragic. Tristă. Da. Da. Întreaga comunitate, văd că e aici. Da. Oamenii au lacrimi în ochi. Așa este. Foarte dureros. Foarte, foarte dureros. Alina era o fată deosebit de bună, sufletistă, miloasă. Orice ajutor aveam de la ea mă ajuta. Nu pleca de casă fără acordul meu. Era o fată nespus,
mă suna de la școală, îmi spunea ce not e ea, dacă e bine, dacă are probleme în școală. Mă duceam la ea de fiecare dată la ședință. Aveam cuvinte de laudă, era o fetiță cea mai bună din școală, cea mai bună. A fost o fată foarte năcăjită, năcăjită de acasă. Când povestea situația de acasă, nu puteai să nu dai o lacrimă pentru situația ei, ce mâncare mâncau și năcăjită a fost. Aici aș o găsă liniștea la mine, chiar dacă era, este în situația pe care este și o am, dar ea aici îi găsă o lenjerie curată, mâncare la timp, mă întreba ce mâncare ai făcut, ce faci tu azi? Păi îți fac o tare, bine că faci, de-abia aștept să ajung acasă să mănânci. Și acum de la Constanța mi-a zis tot la fel, mamă, ce mâncare faci? Păi cu tare, de-abia aștept să faci mâncăruri, n-am mâncat pepene, n-am mâncat tocăniță de ardei, n-am mâncat brânză cum faci tu, vreau să ajung să mănânc, vreau să mă plimb pe iarba asta frumoasă, pe dealurile cele. Am vorbit cu ea ultima dată, nu ieri, alaltă ieri. Ieri am încercat, a fost telefonul închis, am dat la o fată de mie să văd ce se întâmplă, să-i dea un mesaj, că eu nu prea știu pe telefoane, dar nu m-a răspuns. Tocmai aseară m-a sunat doamna Oana și mi-a zis, m-a întrebat atâta, că știi ceva de Alina, vreau și eu ceva de Alina. Și zic, dar ce se întâmplă? M-am gândit, poate mai dă un ajutor ceva pentru școală, m-am gândit în altă parte. Și că bine, dar cu cine o pleca la muncă? Zic, cu Loredana Tănăsoaie. Bine, ai las cu daiul de ele. Mai stau 5 minute, mi-a venit vestea. Mă sună iară de la doamna Oana și îmi spune, zic, da, de unde ați aflat? Zic, am aflat. De ce nu mi-a spus? De ce nu mi-a spus că fata o nenorocită? Mă așteptam. Mă așteptam că Alina să căina foarte greu, o trăi greu acolo cu fata asta, foarte greu, să căina foarte mult, îmi poveste multe de situația asta. Vinei, păi ce spunea, pleca noaptea, ce cu plecat azi noapte din cameră, eu mă făceam că dorm, Alina se făcea că doarme, s-a dus la baie, s-a pregătit, o plecat, o venit dimineață, o intrat în cameră, o trântit, o izbit. Zic, măi Alina, du-te Alina la patron și spune la patron, cum nu te duci? S-a dus fata la patron și i-a spus, domnul patron, uite, Loredana, ce faci, vine în cameră, uite așa, trântești, izbești, mă agresează. Și patronul nu a băgat-o seama și zice Alina, că nu m-a băgat în seamă patronul, pentru că ea stăte cu toți patronii de acolo, cu toți, că are 7 bărbați, mamă, și mă e forțat să mă duc în oraș pe mine. Și eu am sfatul, eu nu merg, eu și să caut, eu am venit aici să muncesc, să-mi fac bani, să-mi iau caiet, eu trebuie să mă pregătesc pentru bac. De asta porneau certurile dintre ele? Da, dacă era de acord cu ea și umbla cu dânsa peste tot locul, cred că era bine, că dacă umbla cu dânsa. Dar fata asta avea și eu un prieten, Alina, dar ea ține comunicarea numai cu prietenul ei, atât, care părinții la băiatul a apreciat-o, am vorbit cu el, o lăsat-o să termine școala, i-am zis, măi, Sergiu, tu o lași, termini facultatea, e fata asta, are alte planuri, că l-am certat, tu nu strici copilul de la școală, l-am certat pe băiatul, l-am certat mult, dar am văzut că ei se iubeau, asta, știi, doamna Rusu, situația, zic, lasă-le, doamna Elena, lasă-le, dă-le pași, că așa sunt fetele și băieții, da, doamnă, dar eu am strâns-o mai constrânsă, nu prea o lăsam la întâlniri, la, zic, da, tu prea tare o ții.